Salut tuturor resenioare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal mai buni. Astăzi ne vom juca să facem 4, cum se poate vedea, iar campania de astăzi ne vom juca cu spania lui Jose Antonio Primo de Rivera, iar recent am citit o carte care se leagă de războiul civil spaniol care va sosi peste ceva timp, mai ales pe 17 iulie 1936. Cartea se cheamă Însemnări de pe front de Nicolae Totu, comandant legionar al Bunei Vestiri, el a făcut parte din grupul Mosamarin condus de către generalul Cantacuzino și vă pot recomanda și voi să citiți această carte deoarece puteți avea foarte multe informații despre Garda de Fier și despre grupul acesta care a luptat pentru țară și având în vedere că rota cu Jose Antonio Primo de Rivera predispune un război civil cu carliștii în toiul războiului civil așa cum arată frumos aici, adică o să fie ceva foarte grozav să te bați cu trei națiuni având în vedere că o să te bați cu republicanii care o să fie desigur finanțați de către acești comuniști slash sataniști cu anarhiștii care cred că așa o să-i putem bate primii și desigur cu carliștii care o să aibă ceva avantaje deoarece o să cam ne ia nouă din armată undeva cam, nu știu, vreo 15 diviții sau 10, acum habar n-am, dar cred că așa o să fie, dar desigur că asta este partea a doua, deci hai să ne punem frumos așa o dată, bun? Deci 4 din 7 o să ne punem cu aceste licențe, că de ce nu, bă, dar această melodie parcă am auzit-o și la început, așa că hai să ne punem atât pe un cara al sol, pentru a putea desigur da splendoare acestei campanii cu Spania. Bun, deci așa. Iar cred că o să pun armata în jurul capitalei deoarece va trebui neapărat să cucerească cât de repede se poate Madridul deoarece vă dați seama că într-un război este bine să ai avantaj, adică toate cele bune, deci o punem frumos așa atunci, bun. Deci ăștia merg frumos acolo așa și desigur că pe ăsta l-am pus așa o dată bun și ok. Bă, dar haideți și să ne punem atunci și pe un harsh pass, deoarece se poate observa cum de ne va lua 15 manpower la 100. Pentru că când va începe războiul, desigur că se va face pe din două manpower-ul și chiar o să pun deoparte foarte un manpower bine. Oricum o să pună deoparte, o să pună doar undeva cam pe la, nu știu, 7000 sau 15000, acum habar n-am. A, uite, deci gherii sunt 15 ca ok, deci având în vedere că suntem... Dacă mai se putea foarte frumos mai fie doar două zile, puteam și eu desigur să obțin Extremadura, bine, de fapt o părticică din ea, dar desigur că asta este partea a doua. Dar se poate vedea aici că o să fim vreo 51 de divizii contra 58 și o să fie un calvar mai ales, dar desigur că asta este partea a doua, deci de Spanish Civil War, ok. Uite și o dată foarte frumos, bun, și cred că vom aștepta desigur suportul din partea nemților pentru a putea face tu frumos, așa, tu frumos. Bun. Iar desigur că un lucru e destul mai bun, Doamne ajută și mai ales Viva Spania! Y no te vuelvo a ver.
Antonio Primo de Rivera. După luni întregi de lupte se poate vedea că au apărut într-un final și acești carliști care, na, de ce au apărut cu toții nu știm, dar desigur că se poate vedea, mamă, 7 între 47, bă, stai tu așa puțin, că n-are cum. Așa, îmi place că republicanii sunt în 100% și ei încă n-au picat. Cum n-ai, pă, mă? Deci 44 și aveam în jur de 52. De fapt, ba nu. Deci cu 7. Aha. Dar cred că sunt vreo 13 divizii, dacă nu mă înșel, așa că o să fie foarte, na, palpitant ceea ce se va întâmpla în următoarele minute, așa că, desigur, haide să vedem ce se va întâmpla. Viva, viva la revoluție! Viva, viva Francia de la Col! Fuera, fuera, fuera capital! Viva, viva el Estado sindical! Que no queremos leyes idiotas! Que no sepan gobernar lo que queremos! Implantaremos el Estado sindical! Viva, viva la revolución! Viva, viva Francia de la Col! Fuera, fuera, fuera capital! Viva, viva el Estado sindical! Con la escuadra de José Antonio, la que tiene que triunfar, y triunfaremos e implantaremos el Estado sindical. Într-un final am putut pune capăt acestui măreț război civil pentru care am luptat pentru cruce și țară și desigur se poate observa că avem la guvernare faimoasa juntă militară și desigur că ne chemăm Spania naționalistă, iar după ce îl vom pune pe Emilio Mola la guvernare, adică vom pune Ceda, care Ceda vine avându-l pe José Antonio Primo de Rivera ca lider, cred că o să vină Emilio Mola, acum nu știu sigur, deoarece am terminat războiul până când, na, să mă apuc de asta și, ce să zic, toate cele bune. Deci, Confederation Española de Recas, ai canis-o dacă este, autonomas, da, în fine. Iar după aceea, desigur, că o să trecem la Național Sindicalism și aici o să vină, da, Primo de Rivera ca lider al țării. Deci, ok, și... Mamă, dar îți dai seama că trebuie neapărat să-mi repare economia, dar bine, până când eu să-mi repare economia, cred că o să-mi pun pe astea două de aici care o să dureze în jur de nu știu câte zile, deci 1938, iar după aceea cred că o să-mi pun pe, sau bine, nu cred că o să-mi pun, după aceea pe National, da, pe National Recovery, iar după aceea mă pun pe ăsta și cred că o să anexez cât de repede se poate Iberia, deoarece Portugalia are o industrie foarte bună și o să mă ajute foarte mult și cred că o să-mi pun după aceea desigur și pe acest focus numit Reset American Dominance, în care o să pot desigur să anexez în mare parte America Centrală,
neincluzând Mexicul. De la directoratul spaniol am trecut la Imperiul spaniol, avându-l ca conducător pe José Antonio Primo de Rivera. Trăiască José Antonio Primo de Rivera. Iar acum desigur că o să ne punem foarte mult să invadăm și Olanda, deoarece cred că cu toții știm că dânșii au Indonezia, care desigur oferă foarte mult cauciuc, aluminiu și desigur petrol. Deci hai așa cu un start, iar aici se poate vedea că mai au și acest teritoriu care desigur are 115 aluminiu, adică ceea ce trebuie în mare parte, bun. Deci hai să ne punem aici pe un Advanced Machine Tools. Așa, și să declarăm desigur război pe ăla mea. Haideți-o mai repede. Dar de ce o ia? What? Să mor tu. Da, deci pe scurt îmi place foarte mult acest joc, pe bune. Bă, dacă aș putea măcar să intru frumos așa, dar ce... Deci, nici măcar n-a fost nevoie să merg până aici, vă dați seama? Aia, zic, este timpul pentru a reuni peninsula iberică sub o singură autoritate, adică cea a Imperiului Spaniol. Și uite așa foarte cum s-a putut să capturăm și Portugalia, care desigur o vom lua pe toată, dar este așa puțin. Deci o luăm frumos așa și adăm asta așa. Deci, satelit Angola, Mozambică, de ce nu, și toate vor fi aici cu zona delimitarizată. Bun. Hai, așa. Iar asta la fel, bun. Și cam asta a fost atunci. Așa, de auzi aici, frumos, elegant, Angola Empire, Great Mozambique. Aici ce este? Aici este parcă... Stai, mă. A, aici este, mă. A, am înțeles atunci, dar da. Ce să zic, bă, da, dacă nu mă înșel... A, uite aici, mă. A, unul... Cred că trebuia să bag mai bine... Dar, na, las atunci așa, că nu prea are cine știe ce treabă, oricum e mai bine să ai mai multe papeturi, în mare parte, deoarece vă dați seama că nu mai încheltuiesc loc manpower-ul pe garnizoane și toate cele, așa că hai să ne pregătim frumos acum să facem măreața invazie navală pe Irlanda. Hai, de mă, că îl împingem pe ăsta. Vă dați seama așa puțin, deci ăsta are aici brilliant, nu? Ok. Aba nu, ofensiv, ok. Deci putem foarte mult acum să ne punem armata așa la cale, deci și puțin acolo așa, că... Na, parcă chiar nu rău să aștept pe englezi intrând în mine, că vă dați seama că nu-mi place acest lucru. Având în vedere că ăștia sunt și o putere mai mare și toate cele, așa că da, bun, deci... Uite așa foarte frumos am putut să facem ce am putut să facem. Bun. Iar voi face pape din ea, deoarece chiar nu am chef să intre, na, notec. Felicitând Germania Națională Socialistă pentru că a capitulat Franța, desigur că acum o să ne putem pune pe Anglia fără nici măcar o problemă. Națiunea franceză, iar desigur că are același steag la fel ca guvernul la Vichy, adică na,
ce să mai zic, deci o bătălie totală, domne, pe teritorii, nu-i de parcă ei au luat doar Franța și Belgia și Luxemburg și au luat cam totul, adică Anglia. Nu, că le-a trebuit și nordul Irlandei, le-a trebuit și această regiune de aici, bă, deci nu se putea, domne, pe bune acum, dar asta este acum, ce să mai zic. Na, Boulanger Hitler ăsta, iar aici nu știu ce am făcut, dar am făcut ceva. Dar și aici, pe Australia, deci pe astea, pe domne. Cu toții știm că în zilele noastre, dinastia de Bourbon conduce Spania actuală. Ei, și mai știm cu toții că regatul Franței a avut și Spania, așa că, bine, acum n-are nici măcar o treabă cu ceea ce facem noi aici, deoarece se poate vedea că noi ne jucăm acum cu Imperiul Spaniol, dar ca idee, acum desigur că vom reuni înapoi nemurile. Așa în ghilimele a spus, bun, deci și ideea este că tu fii frumos așa, tu frumos așa, bun. Și cic la mine, hai că neamurile, ce neamuri mă, că ăștia vorbesc mai ales trei limbi, dacă e s-o pui și catalan diferite, adică, na, toți trei, deci franceza, catalana și spaniola, bine, și portugheză, dacă sunt și pe asta așa, dar bine, așa în acest univers paralel. Care desigur că Germania a luat totul, bine, aproape totul, iar eu sunt, na, cum sunt eu aici, frumos doar cu țara gailor și, ce să mai zic, toate cele bune. Bun, hai să, mi l-a eliminat, a, ba nu, ok, bine. Da, să știi că ăștia rezistă. Aia zic, bă, dar hai și acolo aici la Marselie. Bun. Da, ce să mai zic mai bun, deci frumos, elegant, luăm acum și guvernul la Vichy. Iar desigur că ne vom da asepță, este că, bă, parcă aș avea nevoie de ăsta întâi și întâi, că nu prea mai ajunge aici 10% constriction și parcă mai vreau aceasta măcar vreo 12. Așa, iar după aceea foarte mult să ne punem și pe asta de aici cu alt și alt serb, deoarece mai ne dă încă 2% cu asta population recrutable, ceea ce este foarte bine. Așa și hai acolo repejor. Așa, mamă. Bă, cum am putut omite așa ceva, mă? Da, deci o să am nevoie de foarte multe avioane când vine vorba să te vezi mai scurs SS-ul care are acum, bine, nu pot spune că are cine știe ce, deoarece, na, ne aflăm deja în 40, iar ei și-au făcut industria abia în 42, foarte bun, așa că, da. Așa, bun, și cam asta a fost și cu Franța, bine, cu guvernul la Vichy. Bă, da, mamă, deci nu, gata. Aici, așa, mai bine, doamne, că ne îngrozim toți românii, oameni buni, doamne, iartă-mă. Cum dreacului, mă? Oameni, iar. Stai că mi-am dat dreacului și peste microfon mi-am dat. Bă, ce n-ai bă asta, mă? Oleo. Cum s-a putut, mă, ceda Banatul și Transilvania de Sud? Și Crișana. Cum s-a putut? Bă, cât de incompetent poate să fie Carol al doilea, mă? Bă, deci, și în acest paradox în care totul mergea foarte bine pentru Spania și pentru Axa, bă, să fie acest lucru, mă, hai, mă, tu o dracu de treabă, mă. Operațiunea Barbarossa a tocmai început, iar se poate vedea că România noastră, da, din păcate, fără Transilvania, duce un război foarte greu aici, care văd că se întinde până la Kiev, adică ceea ce este foarte bine. Iar desigur că noi acum ne vom începe lupta cu americanii. Como si fuera un delito ser de la ley.
Spun că nemții au câștigat războiul pentru eliberarea Europei de sub bolșevism. Se poate vedea foarte clar aici că, na, toate cele bune. Inițial am vrut și eu să-i ajut, dar acum când îmi trimiteam armata, așa cum se vede aici, desigur că au câștigat dânși război, așa că, da, ce să vă spun, e clar. Bă, dar ce happy ending, mă, să fie, mă, că curvele astea de maghiare, scuzați-mi expresia, bă, deci toată Transilvania, mă, s-o iei, mă,
Dar în primul rând, de ce să ia ei Transilvania, având în vedere că dânșii, în realitate, n-au participat nici măcar 1% în cel de-al doilea război mondial. Se poate vedea că America este în mâinile lui José Antonio Primo de Rivera, conducătorul suprem al Spaniei. Dar da, mai bun, ce să mai spun, cam asta a fost campania. Eu am fost Iordis, nu uitați să dați și voi acolo un like în caz de v-a plăcut campania și ne vom revedea data viitoare cu altă campanie. Salut!